Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Svetlana Gore vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Să vedem care sunt știrile zilei. Armata ucraineană a respins invadatorii ruși din Severodonetsk. Guvernatorul regiunii declară că ucrainenii au preluat controlul asupra unui sector din oraș și așteaptă întăriri. Punctul de trecere a frontierei Sculeni intră în reparație pentru un an. Vor fi reabilitate clădirile administrative și se vor construi pavilioane noi. Primul weekend de vară a umplut piscinele din Chișinău. După 2 ani de pandemie, oamenii s-au distrat ca în timpurile bune. Forțele ucrainene au reușit să respingă ocupanții la Severodonetsk, oraș asaltat de mai bine de o lună de la începutul ofensivei rusești în Donbass. Potrivit guvernatorului regiunii, ucrainenii ar fi preluat controlul asupra unui sector din oraș și așteaptă întăriri. Potrivit guvernatorului regiunii Luhansk, Severodonetsk e departe de a fi capturat de ruși. Din potrivă. Російська армія захопила повністю. Так от хочу вам сказати, що ну ні, не захопили повністю. Більш того, якщо раніше була важка ситуація і відсоток був десь 70 захоплений, то зараз відсотків на 20 їх вже посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке приходить до наших військових. І я розумію, що, слухайте, 2 тижні? Ні, нереально. Просто нереально. Не візьмуть. Pentru a împiedica sosirea întărilor pentru ucraineni, rușii aruncă în aerpoduri și folosesc intensiv artileria, după care aruncă în linia întâi recruți din așa numitele republici rusofone, practic cetățeni ucraineni în acte. Vladimir Putin a transmis mai multe mesaje privind criza alimentară mondială, din care reiese că Federația Rusă ar putea debloca situația, dar cu un preț pe care comunitatea internațională trebuie să-l plătească. Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия проблемы, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Федерация Русь a fost acuzată că fură grâul ucrainean și îl tranzacționează în beneficiul propriu. Ambasada ucraineană din Liban a produs dovezi potrivit cărora o navă sub pavilion rusesc a livrat 100.000 de tone de grâu sustras din silozurile ucrainene în Siria. Republica Moldova nu este singură în fața crizelor pe care trebuie să le înfrunte. Este declarația președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, făcută în platoul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. Potrivit lui Grosu, Uniunea Europeană este gata să ne ajute. Suntem unica țară non-UE la hotar cu Ucraina, care am primit valul ăsta aproape jumătate de milion de refugiați. Suntem vulnerabili, în același timp avem prieteni, este Uniunea Europeană care înțelege lucrurile astea, sunt țările membre ale Uniunii Europene la nivel bilateral. Președintele Parlamentului a vorbit și despre inflația prin care trece Republica Moldova, dar și despre cererea Moldova Gaz de a majora tariful la gazul natural. Eu aș vrea să văd de la Moldova Gaz și niște soluții în afară de a veni fiecare lună și a spune, domnule, că mai trebuie să majorăm. Că deocamdată numai guvernul intervine și se salvează situația. Moldova Gaz este parte a Gazpromului și ar trebui să depună un pic de efort, la urma urmei, cu compania mamă, că altfel trebuie să-i luăm cuvântul Moldova din denumirea Moldova Gaz.
Referindu-se la securitatea alimentară, Grosu a declarat că cetățenii Republicii Moldova nu vor duce lipsă de produse alimentare. Eu înțeleg dorința de a exporta, dar trebuie să ne gândim și la acele rezerve, pentru că anul ăsta, bun, nu o să fie an secetos, dar nu o să fie atât de performant cum a fost anul trecut, că anul trecut a fost un an așa, în premieră, cu umiditate. De altă parte, guvernul trebuie să vină cu suport țintit pentru cei mai vulnerabili. Subiectul a fost discutat și la Consiliul Suprem de Securitate. Autoritățile au decis atunci să vină cu un plan de acțiune în acest sens. Totodată, Grosu s-a declarat optimist în vederea obținerii statutului de țară candidată la aderare. Noi nu cerem scurtături, cum, da, să luăm pe de-a dreptul, nu. Noi înțelegem că trebuie să parcurgem toate acele etape, exigențe, așa cum o fac țările din Balcani, alte țări candidat. Eu sunt un optimist și totodată chem la responsabilitate. Nimic nu se dă pro bono. Obținerea statutului ar urma să fie acordat Republicii Moldova la summitul Consiliului European programat pentru 23-24 iunie. Deșeurile vor fi colectate inteligent în 10 sate din raionul Anenii Noi. Mai multe detalii despre proiectul inovator vă spunem în telejurnal. Intenția autorităților de a prelungi valabilitatea pașapoartelor expirate le-ar putea crea probleme cetățenilor Republicii Moldova. Ministerul de Externe anunță că până în prezent doar 3 state au recunoscut actul emis de Chișinău. Actualmente, confirmarea a fost recepționată prin canale diplomatice din partea autorităților Republicii Letonia, statului Israel și Federația Rusă. În acest sens, misiunile diplomatice și consulare mențin dialogul cu autoritățile din alte state de acreditare și realizează demersurile necesare în vederea obținerii acordului acestora pentru operaționalizarea deciziei dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale. În data de 19 mai, Agenția Servicii Publice a anunțat că valabilitatea pașapoartelor care au expirat începând cu 2020 sau vor expira până la sfârșitul acestui an va fi prelungită până la finele lunii iunie 2023. Decizia a fost luată din cauza numărului mare de solicitări de schimbare a actelor de călătorie, dar și o soluție pentru cetățenii de peste hotare cu pașapoarte expirate care din cauza pandemiei nu au putut ajunge în Republica Moldova ca să le perfecteze. Au demarat lucrările de modernizare la punctul de trecere a frontierei Sculeni. În cadrul proiectului vor fi reabilitate clădirile administrative și se vor construi pavilioane noi. Drumurile de acces vor fi refăcute, cele 8 piste de control vor fi modernizate și se vor construi altele 6 noi. Se va amenaja și o platformă specială pentru aparatul care va scana vehiculele ce vor traversa frontiera. Iluminarea zonei va fi de asemenea modernizată, la fel și sistemele de apă, gaz sau canalizare. Pe timpul lucrărilor, șoferii sunt îndemnați să evite acest punct de trecere și să le folosească pe cele de la Leușeni, Albița, Giurgiulești, Galați, Costești, Stânca, Lipcani, Rădăuți, Prut, Cahul, Oancea. Modernizarea Vâmii Sculeni ar trebui să fie gata la sfârșitul lunii mai a anului viitor. Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, Ion Marcel Ciolacu, este așteptat luni la Chișinău la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit unui comunicat al legislativului, pe lângă întâlnirea cu Igor Grosu, oficialul de la București va mai avea întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu premierul Natalia Gavrilița. Ion Marcel Ciolacu va fi însoțit de o delegație formată din deputați și senatori români. Gabi, ne lasă înăuntru? Locuitorii din 10 sate din raionul Anenii Noi vor beneficia de un serviciu modern de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Acest lucru a devenit posibil datorită unui proiect finanțat de statul german. Programul va ajuta oamenii să colecteze inteligent deșeurile și să ridice nivelul de curățenie în localități.
O companie germană cu experiență în sortarea deșeurilor va investi într-un proiect de mediu în 10 sate din Aneni Noi. Oamenii vor beneficia de servicii de salubritate moderne, spun investitorii. The money comes from the German state and a bit from us and a very small part from the region of Aneni Noi, and we will buy cars like these, we will buy a sorting station and a compost station, a small one. These are the main topics of the project. Investitorii spun că mai multe persoane vor fi instruite pentru ca ulterior să poată presta servicii de salubritate în cele 10 sate conform standardelor germane. We like to train all these workers from here. Maybe we do it here in Moldova, or we invite them to Germany for one week to learn our technique we have in our district in Kassel. Autoritățile locale își propun pentru început să evacueze deșeurile menajere din sate, apoi să le selecteze în pungi de diferite culori. O altă etapă este reciclarea gunoiului. Cam toate aceste localități nu au un serviciu bine pus la punct, permanentizat, de evacuarea deșeurilor, nemai vorbind de reciclare, de sortare sau da, chiar și de evacuare corectă. Tarifele vor fi oricum diferențiate per localitate, în dependență de distanță parcursă de mașini. Nu vor fi tarife comerciale și nu vor fi nici de cum niște tarife foarte încărcate pentru locuitori. Pentru a ajunge la standardele Germaniei de gestionare a deșeurilor, cetățenii Republicii Moldova trebuie să învețe să selecteze corect deșeurile și să înțeleagă că acestea pot fi chiar valoroase, mai spun investitorii. Moldova could reach the German level, I think, in 10 years from now on. But it needs time because the people had to think, okay, waste is something very precious. You can sell it, you can do something with it, and it's good for the nature. This is the changing of the mind. Valoarea proiectului este de 250.000 de euro și va fi implementat în 2 ani. Zeci de elevi din Soroca au învățat astăzi una dintre cele mai frumoase lecții de viață, cea a empatiei și a solidarității față de alți copii. Cum au reușit aceștia să realizeze visul unui băiat imobilizat într-un scaun cu rotile, aflați în telejurnal. Sute de oferte educaționale au fost prezentate la Soroca în cadrul Zilei Învățământului Dual 2022. Tinerii au descoperit beneficiile învățământului dual și au participat la ateliere tematice de inginerie, tehnologie informațională, industria alimentară, modă și chiar medicină. Scoarul cetății Soroca a găzduit peste 10 instituții de învățământ tehnic și mai multe companii locale. Reprezentanții colegiului Mihai Eminescu de la Soroca au venit la târg cu mai multe oferte educaționale. Orele se desfășoară vinerea și sâmbăta în fiecare săptămână din anul de învățământ. Ei cu drag însușesc acest domeniu și în timp de 2 ani vor obține diploma echivalent cu cea diplomă de 4 ani care se promovează sau se obține la studiile cu frecvență la zi. Elena se bucură în prezent de beneficiile învățământului dual și îndeamnă și alte persoane, indiferent de vârstă, să-i urmeze exemplul. Se spune că niciodată nu-i târziu să înveți, doar să ai dorință. Eu nu m-am gândit niciodată ca să ajung la o vârstă matură, cu familie, cu copii și să mă apuc de învățat, să fac un colegiu acum la vârsta asta. Învățământul profesional tehnic dual este o formă alternativă a celui profesional tehnic clasic. Participanții la târg au vorbit despre avantajele noului model de studii. Avantajele acestui model de învățământ dual este că întreprinderile își educă angajații după competențele pe care le solicită ei. Și plus la aceasta își formează specialiști după cerințele lor, pentru că sunt întreprinderi specifice. Elevii sunt asigurați, în primul rând, cu locul de muncă din start, adică chiar de la admitere. Ei beneficiază atât de bursa de studii, cât și de salariu din partea agentului economic. Plus la asta, competențele profesionale se formează mult mai eficient la locul de muncă. Evenimentul este adresat absolvenților de gimnazii și licee, dar și persoanelor de până la 35 de ani care își doresc să îmbrățișeze o nouă meserie.
Scopul nostru este să familiarizăm în primul rând absolvenții de gimnaziu și liceu cu această formă de învățământ, și anume învățământul dual, despre oportunitățile care le deschid tinerilor această formă de învățământ, meseriile, agenții economice unde se poate învăța o meserie, și nu numai. Astăzi, în cadrul evenimentului, vor fi organizate tot felul de masterclass pe domenii de specializare. Elevii tinerii vor putea comunica cu studenții actuali în această formă de învățământ, învățământ dual, cu instituțiile de învățământ, cu ofertă educațională. Seria de târguri va continua în 15 iunie în regiunea de sud, la Cahul. Ziua învățământului dual 2022 este organizată de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Liber la bălăcioală și bronzat, administratorii zonelor de agrement din Chișinău au așteptat vara din calendar pentru a-și deschide piscinele, iar primii vizitatori nu s-au lăsat mult așteptați. Alți locuitori ai Chișinăului au ales să se bucure de soare la plajele publice din oraș. Nevoia de umbră și apă a devenit mai mare odată cu încălzirea vremii. Spre deosebire de anii trecuți, în această vară, locuitorii Chișinăului pot profita de o nouă atracție, o piscină modernă unde oamenii au făcut cozi. Ne bronzăm, ne scăldăm. S-a început vara pentru copii și pentru părinți. Ei m-au invitat, ei m-au scos din casă azi, eu nici n-am știut despre toată frumusețea asta de aici. Să mă scald, să mă tau pe potocane. Și să mă prânzesc puțin. Foarte bine mă simt, nici pentru copil. Principalul pentru copii este organizat foarte bine. Ei se bucură. Noi când ne încălzim ne recorim dincolo. Și asta, foarte frumos, foarte bun. Prețurile biletelor de intrare la piscină au crescut cu mult față de anul trecut. У нас в Одессе тоже есть такой аквапарк, но, к сожалению, закрыто, мы не можем туда попасть. А вам спасибо большое, что вы принимаете вот нас тут. Цена более-менее оптимальная, но я думаю, что им нужно немножко цену спустить, потому что это уровень, как бы, ценовая политика не для Молдовы. Administratorii aquaparcului ne-au spus că s-au pregătit din timp pentru deschiderea sezonului. Это тот проект, к которому мы готовились практически целый год для этого запуска, для того, чтобы его сделать максимально комфортным, и мы будем лучшими. Мы готовы одновременно принимать 4500 гостей. Конечно, это не альтернатива моря и Турции, но это альтернатива того отдыха, который предоставляется на сегодня в городе. Alții au ales să facă plajă pe malul unui lac din Chișinău. Puțini însă au intrat în apă, care era murdară. Azi ne brăzăm o leacă de soare, dacă se așteaptă ploi zilele viitoare, de mai evident ce mai facem. La piscină cam e costisitor, ziua de azi, dar aici, mă rog, aer curat, e liber, unii vrei acolo, stai. Odihnă o leacă de scaldare, copii și acasă. Copilul ce spune, îi place apă? Desigur, nu-l pot scoate din apă, cam murdar parcă. Murdar, nu știu, așa. Da, vreun magazin unde se vom. Un magazin nu ajunge aici, deci strip, înghețată, o apă. Хорошая погода. Să grăiți? Da. Как вода? Теплая, но грязная. Песок горячий, водички нету, надо идти туда покупать водичку. Бассейн 300 лей. Дорого. Pentru săptămâna viitoare, meteorologii promit maxime de până la 30 de grade. Mâine sunt prognozate ploi. Continuăm cu alte știri. Banca Națională a Moldovei împlinește astăzi 31 de ani de la fondare, o ocazie de a primi oaspeți, așa că și-a deschis larg ușile. Vizitatorii care i-au trecut pragul au avut posibilitatea să viziteze Muzeul Monedelor Comemorative, au aflat despre elementele de siguranță ale valutei naționale și curiozități despre leul moldovenesc. Banca Națională, o instituție cunoscută pentru standardele ei de securitate, și-a deschis astăzi ușile pentru curioși. La cei 31 de ani de la fondarea, adulții și copiii au aflat câteva dintre secretele instituției și chiar au vizitat sala de expoziție a băncii.
Aici, în această vitrină, avem monedele din seria Cartea Roșie a Republicii Moldova. Denumirea deja spune de la sine. Ceva nou, frumos, monede decorative, da? Și pentru copii o aventură nouă. Sunteți pentru prima dată aici. Da. Da, prima dată. Mie mi-a plăcut cel mai mult o monedă din sala de expoziții de la, pentru Ștefan cel Mare. Mie mi-a plăcut acea monedă foarte mult și vreau să mai vin aici. Cea mai valoroasă monedă comemorativă lansată de Banca Națională este aici expusă în această vitrină. Este vorba de moneda comemorativă dedicată Unirii Basarabiei cu România. Este cea mai mare, cea mai valoroasă și are și o valoare nominală de 1000 de lei. Este unica monedă cu valoare nominală de aceasta. De obicei, monedele comemorative au valoare nominală de 50 sau 100 de lei. Această monedă costă la zi 39.000 de lei. Vizitatorii au putut afla chiar de la angajații BNM cum să deosebească o bancnotă falsificată de una autentică. Semnele sunt mai multe tipuri. Primul și unul de bază este însăși hârtia din care este produs bancnota. Asta nu înseamnă că nu sunt alte semne care pot fi citite și depistate. Respectiv, ca de obicei, primele sunt ale vizuale, toți ca ce facem. Amplasăm bancnota la lumină artificială și începem să le depistăm pe alea care se manifestă. Da? Pe partea dreaptă aveți filigramul. Banca Națională are și aparate speciale de identificare a bancnotelor. Cine vede cu ochiul liber e bine, dar cine nu, deci folosim echipamentul special și ne uităm pe circumferință, vedeți, literele BNM și sub siglă este la fel microtextul. Printre vizitatori au fost și grupuri de studenți care au venit împreună cu profesorii. Sunt studenții noștri de la Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova. La anul întâi avem o specialitate, avem o disciplină limba română în care se studiază terminologia de specialitate. Și avem și texte, cum ar fi inflația, convertibilitatea valutei. Vizităm Banca Națională ca să vadă în realitate și monedele și să asculte mai multe informații. Acest eveniment se înscrie în seria de evenimente de educație financiară și acest eveniment este de fapt cu scopul de a educa și a familiariza cetățenii și participanții care vor veni astăzi în vizită despre subiectele financiar-bancare. Potrivit reprezentanților Băncii Naționale, pe parcursul zilei, pragul instituției a fost trecut de 400 de vizitatori. Lecție de solidaritate oferită de elevii mai multor licee din orașul Soroca. Aceștia au organizat un târg de caritate pentru a-l susține pe Ștefănel, un copil imobilizat de ani buni în scaunul cu rotile. Elevii și-au scos la vânzare jucăriile, iar banii adunați i-au donat lui Ștefănel pentru a-și cumpăra un scaun cu rotile electric. Ștefănel este elev în clasa 1 la o școală din Soroca. S-a născut cu grave probleme de sănătate, iar în prezent este imobilizat într-un scaun cu rotile. Până acum a fost operat de 11 ori. Este bolnav de nascare, adică avem nevoie cu dânsul din naștere, de cum s-a născut. A avut intervenție, prima intervenție a avut-o la o lună și 3 săptămâni la spate și pe parcursul de acum am început cu picioarele. Dar, din păcate, ne luptăm așa cum este, e copilul nostru și mergem înainte. Visul lui Ștefănel este să aibă un scaun cu rotile electric. Impresionați de povestea băiatului, elevii, profesorii și părinții au organizat campania de caritate Cumpără o jucărie, dăruiește bucurie. Inițiativa a adunat în parcul Grigore Vieru din Soroca sute de copii care au venit să-și vândă jucăriile pentru a-i realiza visul lui Ștefănel. Eu sunt elev la Liceul Teoretic Constantin Stere. Am venit pentru ca să-mi vând jucăriile pentru Ștefănel, ca să fie sănătos. Am reușit să adun 150 lei. Eu astăzi am venit de la școala Dumitru Matcoschi cu niște colegi și am venit să vindem jucării pentru un băiețel Ștefan și nu știu câți bani, dar am adunat mulți bani. Eu astăzi mi-am adus acasă o maimuță și am mai adus un urs. Am mai adus și un urs
un rucsac cu tigru. Este elevul care are nevoie de un cărucior electric care să-l facă autonom în mișcare, să poată participa la lecții, să iasă la tablă, să comunice cu semenii. Vreau să vă spun că întreaga comunitate educațională s-a solidarizat, au fost organizate târguri de caritate și în instituțiile de învățământ și în grădiniță. Suntem foarte bucuroși că le putem oferi copiilor noștri o lecție de umanitate. În urma campaniei a fost adunată suma de aproape 50.000 de lei. Noi suntem de la Consiliul Raional al Elevilor și împreună cu Direcția Învățământ am adunat aici ceva bani pentru tineretul Sudaiman Italia. Noi știm că sunteți foarte bine la școală, dar mereu este de loc pentru și mai bine. Îți dorim multă sănătate, bucurie și să ai succes în mare în viață. Mulțumesc! Da. Am adunat 10.000 de lei împreună cu toți părinții, toți actorii implicați în acest proces. Noi știm că orice act de caritate este o treaptă către cer și suntem mereu deschiși și generoși să ajutăm orice copil este are nevoie. Pe lângă faptul că l-au ajutat pe Ștefănel, copiii au învățat una dintre cele mai frumoase lecții de viață, cea de solidaritate. O tânără de la un liceu din Hâncești este unul din cei 4 elevi din Republica Moldova care au deja 3 note de 10 la bacalaureat puse din oficiu pentru rezultate remarcabile. Despre munca și ambiția din spatele poveștii de succes a absolventei vă spunem în reportajele telejurnalului. Șamanii de la granița Rusiei cu Mongolia sunt considerați cei mai buni vindecători, dar și prezicători. Spun că au știut că vine pandemia de COVID. Acum văd în visele lor sau în timpul ritualurilor o anumită cifră care poate însemna sfârșitul războiului din Ucraina. Corespondentul TVR Liviu Iurea a realizat un reportaj printre șamani. În Tuva, mulți oameni apelează la serviciile șamanilor. Aceștia spun că simt spiritele rele și le pot alunga. 12 лет тому назад уже я этот знала про коронавирус, про вот этих масок. Я только вот так говорила маски и там космонавты были. Космонавты вот сейчас врачи же вот так стали. La Căzâl, capitala Republicii Tuva, există chiar o asociație a șamanilor, intitulată Spiritul Ursului. Din 3 în 3 zile, aceștia organizează ritualuri de purificare. Chiar acum asistăm la un ritual șamanic pentru sănătate și pace. Conflictul din Ucraina nu a trecut ignorat de șamani. Deși spun că nu se implică în politică, pe practicanții ritualurilor șamanice îi preocupă ce se întâmplă în țara vecină. Da, oni se sădale число 5 в оказали. Вот смотри. А что это такое говорю? Сам догадывайся. 5 на небо нарисовано. Или 5 месяцев, или 5 лет. Alți șamani au părerile împărțite față de semnificația cifrei 5 și când războiul poate lua sfârșit. Unii spun că pot fi 5 luni de la începutul conflictului, ziua 5 a unei luni, luna 5 a unui an sau un an care are cifra 5. Din Căzâl, Liviu Iurea, Televiziunea Română. Doamnelor și domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Nu plecați departe pentru că imediat începe reportajul telejurnalului. Știrile noastre continuă și pe tvremordova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!